Înainte de a începe, bună ziua domnilor consilieri, înainte de a trece la ordinea de zi, propun spre aprobare procesul verbal din data de 30 decembrie 2019. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Ar trebui să fie cei am avut pe 30 absenți? Am avut. Cel de pe 19 a 12. Procesul verbal. Spunem la vot. Am citit împotriva. Am avut ordinar pe 10. Da, am avut două ordinare. Extraordinar pe... Și pe 30 tot ordinar a fost. Da. Pe 30 ordinară. Da. Și cel de pe 10 a 12. 10 a 12. Ordinară. Pe 19 a fost extraordinar. Pot să mă uit, dacă cineva vrea să vadă... Da, dar dai un forum, probabil, asta, dar după când a urmărit. Domnul Dan, când a fost? La extraordinară elecție. La extraordinară elecție. Da, uite. La extraordinară, da? Da. Acum trec abținere, da? Deci, ca idee, pentru cele trei procese verbale au fost votate în unanimitate. Consilierii din sală care n-au fost prezenți la fiecare doresc să te fie trecuți ca abținere sau ca vot pentru? N-au voie ca vot pentru. Poftim? N-au voie ca vot pentru. Abținerii. A fost postat. Da, a fost postat. Nu are voie să fie. Da. Da. Da, la ordinea de zi mai întâi și ordinea de zi de astăzi are două puncte. Primul punct, proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău, din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinația de centru comunitar de servicii integrate cu activitate socio-medicală pe perioada determinată. Inițiatorul acestui proiect este domnul primar Ciorabă Gheorghe. Și punctul numărul 2 era întrebări și interpelări. Supunem la vot proiectul ordinea de zi. Cine este pentru? Da. Potriva, abțineri? Să cer permisiunea să supuneți la vot, domnul președinte, a dezmentării ordinii de zi cu proiectul privind aprobarea amenajamentului pastoral. Da, ordinea de zi se suplimentează cu proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Horgeș. Cine este pentru? Împotriva, abținem, da? Eu o să mă abțin. Aș vrea să abțin. Dăm citire primului proiect, proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Horgeș, județul Bacău, din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de centru comunitar de servicii integrate cu activitate socio-medicală perioadă determinată. Domnul primar, vă rog. Da. Supunem atenției dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre referitor la schimbarea destinației a clădirii, schimbarea destinației imobilului din domeniul public, mai pe direct școala cu clasele 1-4 Vorbești, în vederea amenajării și dotării cu, pentru un centru comunitar de servicii integrate, zonal. Problema, am avut o discuție anterioară și pot să o prezint și aici, ca să evităm întrebarea respectivă. Inițial am hotărât ca centrul de comunitar de servicii integrate să desfășoare la vechiul sediu al primăriei. Din două motive am venit cu această propunere, cu acest proiect de hotărâre. Unu, din discuțiile purtate la fața locului cu domnul arhitect Angel, arhitect care se ocupă cu monumente istorice, știți că Cunacul Strat este un monument istoric, nu exista timpul necesar pentru a-l amenaja pentru desfășurarea activității de centru comunitar. Doi, din discuțiile purtate cu cei de la partenerul din cadrul proiectului,
privind spațiu și ceea ce își dorește să cuprindă acest spațiu la nivel de centru comunitar de servicii integrate, care va deservi cele patru comuni, deocamdată cele patru comuni, Corgești, Ungureni, Corbasta și Urechești, se doresc atât parte medicală, cât și parte socială. Am avut două întâlniri cu cei de la DSP, în care au venit și au văzut spațiul și apoi am venit cu o propunere de recompartimentare a spațiului respectiv. Am avut o discuție și apoi am, la nivel de discuții despre spația asta, cu cei în întâlnire comună cu DSP-ul și celălalt partener al nostru, UNICEF-ul, în care, dacă vă arăt câte schițe s-au făcut, la care s-au ajuns la un moment dat la schița inițială pe care o secundă, domnul, ne dorim să o facem la acolo. Pentru a schimba destinația, practic, dacă sunteți interesat, eu am schița aici cu ce se vrea, vrea să vreau un cabinet de kinetoterapie, de pediatrie, de psihoterapie, de logopedie, ginecologie, obstetrică ginecologie, ne referim și telemedicină pe partea de medicală și se vrea o zonă de echipă comunitară cu zonă de recepție și cu grupuri sanitare cu toți toate dotările necesare, ghiuvete și toate apă la fiecare cabinet. Iar într-una din țări se va amenaja o bucătărie și gândim noi un spațiu multifuncțional pe care vrem să-l dăm atât pentru sală ședință, iar în cazul în care va fi necesar și vom avea fonduri, să se desfășoare un afterschool în spațiul respectiv. Venim cu propunerea în Consiliul Local proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației. Deocamdată noi prin schimbarea destinației. Vreau să vă spun că pentru a putea schimba destinația cu toate puterile aici al Consiliului Local Gorgești, trebuie să avem, având în vedere că se desfășoară un proces, sau desfășurat un proces instrucție educativ, avem nevoie de avizul Ministerului Educației. Pentru a ajunge la Ministerul Educației, Ordinul 5819 din 25 noiembrie 2016 ne spune că trebuie să prezentăm anumite documente la Ministerul Educației. Una, hotărârea Consiliului Local prin care suntem de acord cu propunerea schimbării acestei destinații. Ceea ce facem astăzi. Acordul Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ în care s-au desfășurat activitatea. Vreau să vă spun că din discuțiile purtate și eu am fost în Consiliul de Administrație, ultimul Consiliul de Administrație de la Școala Horgești, am prezentat problema. În 2011 nu se mai desfășoară procesul instructiv educativ în clădirea respectivă. Pe lângă asta, noi trebuie să facem un memoriu, dar prin care, în afară de ceea ce avem noi acum la ora actuală ca și elevi, să facem și o prognoză ca ce copii ar veni pentru a popula acest spațiu. Din discuțiile purtate, nu prea se întrezăresc mari schimbări. Dar noi, în memoriul justificativ, trebuie să specificăm lucrul ăsta. Deci, prognoza se face de 4 ani. Eu am acordul, deci, în Consiliul de Administrație a Școlii Generale, Gimnaziale Horgești, s-a votat pentru, așteptăm acordul scris al Consiliului de Administrație. Bun. În afară de asta, deci hotărârea Consiliului Local, exercițiu carte funciară, caracteristici tehnice, care le-am făcut plan de situații, problema noastră, fotografii ale construcțiilor și am aici câteva fotografii, așa cum arată școala actuală. Memoriu justificativ detaliat în care se reiasă necesitatea schimbării destinației, se va avea în vedere starea tehnică a grijii și toate problemele astea de învățământ. Dacă, ce v-am spus eu, toate astea documente trebuie înaintate Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean. Pentru acordul Consiliul de Administrație al Inspectoratului Județean, în momentul când vom avea ultimul acord de la Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean, vom merge la Ministerul Educației pentru aviz și o să supunem atunci, abia atunci când o să avem un avizul conform de la Ministerul Educației, vom veni cu încă un proiect de hotărâre în care să stabilim
schimbarea destinației. Deci astea ar fi lucrurile care stau la bază. Noi am vrut să punem startul într-un fel, am făcut o adresă de înaintare și am vrut să intru cu permisiunea doamnei inspector general al Inspectoratului Școlar Județean să intru în Consiliul de Administrație să prezint situația. Am discutat cu dumneavoastră și mi-a cerut, nu suntem noi prima comună care vrem să facem lucrul ăsta, trebuie să prezentăm toate documentele astea, adică să se vadă că la nivel local este de acord să se schimbe destinația. Nu poate să dea ei un afiz atât timp cât Consiliul Local cât Consiliul, sau Consiliul de Administrație a Școlii nu sunt de acord cu această schimbare destinației. De aceea vin cu propunerea pentru a pune hotărârea pentru obținerea acordului Consiliul de Administrație de la Inspectoratul Școlar Județean, vin cu propunerea de schimbarea destinației acestui imobil. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnule primar. Avizul comisiilor. Juridic favorabil. Și învățământ la fel. Vă scrie la cuvânt, în marginea acestui proiect. Cineva? Domnul primar, aș dori să vă adresez o întrebare. Da. Înainte de a începe expunerea. Acest spațiu va fi modernizat, să zicem, în totalitate sau numai cât? Pe jumate sau... Dacă nu avem nimic, vă pun o schiță, dacă... Nu, nu, dar puteți să-mi spuneți... În totalitate va fi, deci, din convenția făcută cu cei de la UNICEF, cu partenerii noștri, UNICEF, DSP și CRSS-ul, ne trebuie să punem la dispoziție spațiul respectiv. Dotarea și cheltuielile cu dotarea și cu, cum să vă spun, cu personalul, va fi suportată de dumneavoastră. Dotarea, da? Dotarea și cheltuielile cu personal. Și bine, dar spațiul respectiv... Spațiul rămâne al nostru. Noi îl amenajăm și rămâne al nostru. Asta am înțelesul că rămâne al nostru, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Da, ziceți. Îl modernizăm în totalitate sau mai... În totalitate. În totalitate. Asta înseamnă... Asta însemna acoperiș, start, acoperiș, acoperiș, recompartimentat, toate lucrurile astea. Părerea mea este... De fapt, noi acum dăm un aviz consultativ, pentru că întâi trebuie să... Să dăm de acord cu schimbarea destinației. Atât, deci ăsta este un aviz consultativ și o să trebuiască să mai veniți odată în... Păi am și zis chestia asta. Am urmărit, vă rog frumos să mă lăsați în intervenția. Deci, noi acum facem ceva consultativ, demersurile care sunt bănuiesc o să gireze o perioadă de timp. Eu mi-aș dori perioada să fie cât mai mică. Dar după părerea dumneavoastră, adică după ceea ce ați discutat cu toate, să le zic, aceste... Lucruri concrete, haideți să vă anticipez întrebarea. Eu săptămâna viitoare vreau să intru în Consiliul de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean. Ca după aia să... eu am discutat deja cu doamna inspector, eu am o vorbă, ce-și face omul cu mâna lui, lucru manual, ajung la Ministerul Educației pentru avizul conform. Mi-ați simțit întrebarea, mulțumesc, scuze. Domnul Dămoc. Ca să completez, dar se va renova din fonduri proprii? Da. De ce? Da. Există o estimare a cheltuielilor? Da. În jur de 900 de miliarde. 900 de miliarde? 9 miliarde de lei. Nu vorbesc cu banii. Asta am spus. Da. La primăria veche, cât erau estimate costurile? Nu, estimați noi o sumă pentru a pune, am pus 1,5 miliarde, anul trecut, 150 de mii, estimativ pentru proiectare și toate astea, dar nu. Noi estimăm acum, s-au făcut exact măsurători și tot. Am discutat și înaintea ședinței. Deci, cu siguranță, noi ne-am dat un acord încă de acum un an de zile, că am fi de acord cu un centru comunitar, cu astfel de investiții în comună. Ce nu e ok, nu e ok că nu ne-am dat seama încă de acum un an de zile că primăria veche nu corespunde conform cerințelor. Și, practic, un an de zile am bătut pasul pe loc. Noi am avut chiar și bani alocați în bugetul comunic anul trecut privind investiții. Deci, în teorie, noi deja ar fi trebuit să ne apucăm la lucrări încă de anul trecut la primăria veche. Corect. Deci, practic, deja centrul comunitar deja ar fi trebuit să fie în desfășurare investiția. Nu am mai fi ajuns la această ipoteză în care
să schimbăm clădirea în care se va face investiția. Dacă îmi dați voie și mă întreb cum vă spate. Nu existau cerințele celor de la DSP. Pentru că dacă știam cerințele astea de la început, cădea din prima centru comunitar la primăria. Seamă vechi. De n-am fost pregătiți la momentul când am făcut solicitarea către Consiliul Local să aprobăm ca și locație primăria veche. Ne-am gândit la locația respectivă, dar la ceea ce se cere, ceea ce v-am spus eu, nu aveam pentru că toate chestiile astea, cabinete și cabinete, la câte birouri sunt acolo, nu aveam, pur și simplu, era impropriu, impropriu la modul de desfășurare, la modul de organizare. Mă refer. Nimeni nu contestă, pentru că ne dorim o investiție care să fie ok și, cum a spus și dumneavoastră, să dea Domnul să vină medicii specialiști pe care ne dorim ca să fie ușor și mai ales lumea să apeleze la serviciile lor. Pentru că dacă oamenii nu o să apeleze, ei nu vor veni sau dacă vă... Eu întreg la asta, care va trebui să începem. Da, ne punem problema următoare, noi suntem la prima fază. Acum începem momentul ăla. Deci din estimările, eu vreau să vă spun că în întâlnirea cu cei de la UNICEF, din estimările și făcute evaluări, de asta suntem și patru comuni. Suntem în jur de arondați în jur de 3000 de persoane. Persoane, copii cu vulnerabilități, copii cu dezabilități, femei gravide și toate chestiile astea. Nu, asta se referă numai la partea asta. Cerul și bătrânul ne gândim pe partea asta, deocamdată. O să fie loc. Și ce aș vrea să mai spunem este faptul că, pe termen lung, dacă ne gândim, practic, la acest moment noi punem un fel de capăt școlii Porgești, practic, nu prea mai vedem o îmbunătățire a numărului de elevi la școala Porgești, ceea ce e un lucru care a trebuit să ne pună pe gânduri. Probabil dacă ritmul actual de scădere al populației și al elevilor va continua, școala Porgești va ajunge ca la un moment dat să rămână doar clasele pregătitoare 4, 5, 8 să fie mutați. Adică pe termen lung, cred că acolo ar trebui să ne gândim la o soluție și nu putem atrage familii tinere cu copii fără să faci investiții care se țin aici acasă și gândesc investiții în școlile din Porgești și în școala Porgești. Avem școala de la Socodor, v-am întrebat dacă acolo o să avem toate opțiunile necesare, pentru că noi în acest moment renunțăm la școala Porgești, practic Socodorul va deveni oarecum școala principală, cu numărul cel mai mare. Nu, școala Porgești, rămâne 1-8. Momentan, avem acolo. Momentan, pe termen lung, dacă ne gândim, s-ar putea să nu mai fie. Pentru o școală, să știți că ar fi nevoie de o sală de sport, ca să poți să ții copilul, ar fi nevoie de cabinetele de fizică, de chimie, ar fi nevoie de un after school. Pot să dau exemplu cum e Ciugur, care pe fonduri europene a făcut o școală inteligentă și e una din cele mai moderne, nu că probabil, e cu siguranță școala cea mai modernă din mediul rural din România. Bine, poate de azi, ei sunt în apropierea unui oraș, din câte știu, poate sunt, dar trebuie să ne gândim și la modul ăsta. Știu că în școala veche, la momentul ăsta, se află biblioteca. Da. Trebuie să găsim o locație pentru biblioteca școlii. Asta a fost una din întrebările pe care le-am, sau din problemele pe care le-am discutat cu vădurile administrației la școală, a fost vorba de bibliotecă. Și aveam două variante. Acum, așteptăm, din punct de vedere, așteptăm cifrele bugetului, toate, o parte le avem, dar nu le avem pe toate, să vedem dacă putem. Și am venit cu două variante. Una, în primă fază, dacă putem interveni la vechiul sediu al poștei, deci din curtea grădiniței, să vedem cheltuieli cât ar necesita, sau până la definitivarea situației respective, am zis că punem la dispoziție un vechi birou din vechiul sediu al primăriei. Dar de ce au fost arondate Voiechie și Corbasa când putea să fie comunile astea? Care domnul? Nu, haideți să vă răspund. Sunt în proiectul cu UNICEF, avem 24 de comunități semnate în contract cu UNICEF, convenții, de către conducători. Și a fost stabilite 4 zone, centre comunitare zonale, care vor deservi populația din zonă. Și sunt cele 4 zone, Colonești, centrul de la Colonești, două rurale și două urbane, deci centrele de la Colonești și Horgești și centrele de la Buhuș și Mâinești. Deci astea sunt cele 4 zone și cei 4 primari care au acceptat ca la nivelul comunităților să se înființeze centrele astea comunitare de servicii integrate. A doua la mână.
n-avem cum să arundăm pe Parincea când nu are semnat un contract cu UNICEF. Bine, situația este că am ridicat și problema asta, doar că nu, copii cu dezabilități în Parincea, o să-l tratăm și pe el, dar în principiu, centrul respectiv se face pentru populația care semnatare a convenției de colaborare cu UNICEF, CNSS-ul și DSP. Câjăraie și tot... De asta nu un sunt. Singur lucru mai de completat. Sursa de finanțare, 900.000 de lei înseamnă bani mulți la înseamnă bani mulți. Local. Da. Și să ne prezentați un termen când preconizați că s-ar finaliza o asemenea investiție din bugetul local. Din discuțiile purtate și nu numai discuțiile, am și o adresă scrisă către Consiliul Județean Bacău, în care vrem să am solicitat sprijin financiar privința aceasta, cu două propuneri mele, cu un sprijin financiar al UAT-ului Borgești și al doilea, cu propunerea de a face un proiect în cele patru, o asociație între cele patru comuni arondate centrului și Consiliul Județean Bacău, pentru a putea să găsim fonduri de alocare pentru acest centru. Corect, așa cum noi am contribuit la acea investiție. Exact, cu Parincea ne vine în rândul noi să fim managerul unical și beneficiari ale acestui serviciu să contribuie la această investiție. Asta este propunerea noastră. Eu am înaintat-o, am o adresă aici, dacă vreți vă prezint, către domnul Sorin Brașoveanu, domnul președinte al Consiliului Județean. Rămâne spre analiză. Am cerut două lucruri. Una, să ne dea prin bugetul nostru. Doi, să venim cu propunerea de a ne un proiect de asociere între cele patru comuni și Consiliul Județean Bacău pentru a duce la îndeplinire, că este o sumă nici mare, dar nici mică nu este, nici să nu recunoaștem. Din bugetul local vă dați seama că sunt destule probleme și atunci venim cu propunerea. Acum, știți cum, noi am luat ca mânușa, așteptăm să vedem ce ecouri vor fi și mă refer și Consiliul Județean este unul dintre promotori și unul dintre sprijinii la acestui proiect și bănuim că o să găsim înțelegere și din punct de vedere financiar. Da, vreau să completez și eu ceva. Numai ideea, venind din partea învățământului, numai ideea că spuneți că s-ar putea să fie și un after school, da. Este deja foarte bine venit. Noi am zis la centru multicultural. Știm că acești copilași au nevoie de sprijin și în partea a doua, după ce pleacă de la școală, în special cei cu care reprezintă risc de abandon și... În general pentru vulnerabili. Vulnerabili. Ideea este foarte bună. Da, eu sprijin acest lucru. Domnul primar, dacă îmi permite, domnul președinte, este de bun augur ceea ce vrem să facem. Și eu zic că nu o să fie așa o cheltuială mare, că atâta timp cât avem clădirea, i-am pus căciula în cap și restul ei vin cu toate instalațiile care au nevoie. Da, deci, nu, care instalații, dar un pic, orice, n-am înțeles. Deci de noi trebuie să facem funcțional. Asta înseamnă, n-avem fosă de apă, n-avem toate cheltuielile, deci 900.000, estimarea asta de 900.000 este făcut per total. Am înțeles, deci... Cu rigips, cu dat acoperiș, cu tot. Lăsați că știu... Și asta înseamnă dotare. Și aparatură. Aparatura este scumpă. Aparatura vor veni din partea... Trebuie să asigurăm materialele, știi? Da, nu, 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 am specificat dotarea și partea cu dotările personale și cum am asigurat prin proiect. Pași mărunți, asta e lucru foarte bun, dar să o facem repede, asta e ideea care... Ca să încheie ideea cu școală după școală, că asta înseamnă ceea ce trebuie să facem. Asta e, pașii trebuie făcut rapid. Este păcat că s-a renunțat la proiectul acela cu... pregătirea cadrelor didactice pe care l-ați inițiat. Da, pregătirea, nu s-a renunțat, dar nu a fost eligibil. After school-ul ăsta nu se poate face decât de cadrul didactic care are un asemenea curs făcut. Pentru că acolo, poate între timp, vă gândiți să dați și șansa la a doua șansă, știți la ce mă refer, la adulți, spunem adevărul, care ar putea să își completeze studiile. Deci, în proiectul pe care avem, avem un spațiu multifuncțional cu bucătărie, dotat cu bucătărie, în eventualitatea posibilității dezvoltării și, v-am spus, în întâlnirea avută atât cu toți partenerii, fiecare și-o, nu vă spun câte discuții contradictorii, fiecare își apăra partea, sănătatea și apărea că vrea mai multe cabinete, socialul vrea și partea asta și
am găsit până la unul un numitor comun, că am zis că vreau o variantă în care să o dau spre lucru pentru a estima cheltuielii. Normal, una era o compartimentare, alta era o altă compartimentare. Centrală termică și tot ce trebuie. Toată logistica care ține de asta. Tot ce trebuie acolo. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, propunem, supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva abținerea mea. Trecem în continuare la suplimentare ordine de zi. Proiectul privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Vogești. Domnul primar, vă rog. Da, domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, o să chem pe domnul inginer să vă prezinte pur tehnic. Ați întrebări pur tehnice, am spus eu vreau să ajung la ședință la ora 1 și... Domnul șef, se vede unde este? Vă rog, referiți-o la proiectul ăsta cu amenajamentul pastoral, dacă vreți să ne prezentați câteva detalii, dar către Consiliul Local. Domnilor consilier, doamna inginer, o să vă prezinte câteva detalii referitoare la acest proiect de hotărâre. Vă ascultăm. Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile organizatorice pentru îmbunătățirea și folosirea pajiștilor comunale. Noi am făcut întabularea tuturor suprafeților 385 de hectare de pășune comunală. Anul acesta, pe data de 8-6, se expiră toate condițiile de concesiune cu fermieri și suntem obligați să facem o nouă procedură, iar subvențiile nu se vor acorda la nivel de comună dacă nu există amenajament pastoral. Noi am făcut acest amenajament pastoral pe fiecare trup de pășuni suprafață cu vecinătate, stabilită cantitatea de masă verde la hectar, iar redevența care se va plăti de către ciobeni la data încheierii contractului de concesiune se va face în funcție de studiul pedologic și agrochimic încheiat de oficiul de pedologie și va fi diferit în funcție de zonă. În funcție de cum se va organiza caietul de sarcini și licitația la momentul respectiv. Și am fost obligat să facem amenajamentul ăsta. Da. Toată descrierea solului, a florii, a faunii, a tot ce cuprinde. Fiindcă n-am avut timp să-l studiem în comisie, o să vă rog, dacă doriți sau cine dorește să se scrie la cuvânt, să-i adresez întrebări doamnei inginer. Da. Aș vrea să am mai multe întrebări și să fiu mai pregătit pe proiect, pentru că am solicitat amenajamentul ăsta de mult timp, tot am zis de anotelize. Deci a spus că sunt 385 de hectare de pășune. În proprietate, da. Întabulate. Care sunt la momentul ăsta toate concesionate. Toate întabulate, toate concesionate și toate înscrise în carte funciară. Am înțeles. Care sunt problemele principale care au fost identificate? Nu, dar noi nu identificăm probleme. Mă refer că spuneați că s-a verificat solul, dacă concentrații... Da, deci studiul pedologic și agrochimic l-a făcut oficiul de pedologie și agrochimie. Mă refer, la momentul ăsta toate persoanele care au în concesiune pășuni respectă toate normele necesare? Nu respectă nimeni și nu s-a respectat niciodată. De asta s-a stabilit prin legislație întocmirea amenajamentului pastoral. Acum vor fi obligați prin nou contract de concesiune care se va încheia pe maxim 10 ani, dar nu suntem obligați. Maxim 10 ani. Minimul, nici pe un an nu poți să-l faci, pentru că nu-și poate face îmbunătățirile, nu-l face, bănuiesc, nu știu cum va stabili
cei care vor fi în colectivul de lucru, să-l facem concesiunea pe 5 ani cu colectiv de lucru care să ducă la îndeplinire în fiecare an măsurile stabilite prin contract, care se vor stabili tot în Consiliul Local. Cine ar trebui să verifice după aceea că se respectă? Păi se va face un colectiv de lucru. Și anual, fiecare cioban trebuie să aducă justificarea ce-a făcut în anul respectiv. O tăiat stabilit în acest amenajament pe fiecare trup. Diferă de la om la om. Deci fiecare cioban va avea alte măsuri în funcție de zonă. Câte persoane au în acest moment în concesiune aceste hectare? La ora actuală avem 25 de contracte de concesiune. Și dacă din acei 25 jumătate ori, tot îi dă un continuare? În moment, nu. În momentul în care se va face licitația, trebuie să aducă efectiv de mali, adică în funcție... Prețul la care se va concesiunea, cine se plătește? Prețul... Consiliul local? Nu. Comisia de licitații, ca să vă face în baza căietului de sarcini. Deci sunt niște prețuri pe care trebuie să ne cadrăm? Sau da, tot în funcție de zonă. Deci în acest amenajament, cine va vrea să-l studieze în iunie atunci, sau acum, până în iunie, doamne punem la dispoziție. Da. Au dat îngășăminte ca obligația ăștia să dea îngășăminte. Am spus mai adineaur, nu a respectat niciodată nimeni. Nimeni. Pentru că nimeni nu le-a cerut cont. Nici nimeni nu le-a întrebat. Nici... Nimeni, dar suntem în aceeași comună și nu vorbim din... Da. Dacă nu mai sunt întrebări, da, spuneți. Doamna inginer, dumneavoastră s-a dus la cunoștință numai de picioblem, de crescătorii de bovine, de fără fizice. Dacă se va depune cereri, ei trebuie să fie înscriși într-o asociație, da, cu regim juridic. Deci asociațiile vacilor, discutăm despre vaci, da? Toți crescătorii de animale, bovine, trebuie să se înscrie într-o asociație. Și asociația aia ia concesiunea de pășuni de la primărie. Și dacă nu fac asociație... Dacă nu fac asociație, nu se dă. Nu se concesionează. Va trebui făcut o informare foarte bună către cetățeni, către cei posibil interesați. Ca da, noi amenajamentul ăsta îl vom posta, îl vom pune pe site-ul primăriei. Obligatoriu. Amenajamentul. Și la... Din port în port. La oamenii care știm că au animale, care știm că sunt interesați, există o statistică. Adică, ar trebui să existe. Nu, eu am o statistică la nivel de comună, dar nu am pe proprietari. Adică știu că sunt... Mai este că acel, conform numărului de animale, poți să concesionezi un... Dar la bovini, alt statut, trebuie să fie obligatoriu în Asociația Crescătorilor de Animale. Deci până acum pășunea dacă împărțit, de exemplu la Galea, tacit s-o hotărât cu domnule, hai lăsăm 2 hectare pentru vacile din sat, Galea, mă repet, da? Ei nu beneficiam de nicio subvenție, nefiind înscriși în această asociație, sau la Horgeș, la Hațaș, în sensul ăsta ar trebui sprijiniți, că mulți nu știu să facă treaba asta, ar trebui sprijiniți prin... Chemați, învățați, cu omul, da. Părerea mea personală, consilierii, prin ședințele care ar trebui să le facă zonalii, și ei pot informa cetățenii cu toate problemele care discutăm în Consiliul Local, nu neapărat numai primăria. Și consilierul se întâlnește cu 20-30 de oameni și trebuie informat și să vin care are... Păi degeaba pui afișe. Eu am întâlnit eu cazul pe fond funcțional. Deci sunt mulți oameni care au venit și au zis, doamne, dar de ce n-a spus afiș pe gard că face sticluri de proprietate? Doamne, nu, că aia nu e obligația primăriei. Odată ce sunt niște termeni, le respecti conform legii. Nu vii și faci cereri când vrei tu, așa că... Bine, dar v-a spus la noi informația... Deci afișele astea trebuie să scrie o poveste, întreagă, ca să poți să pui pe un gard despre amenajament pastoral. Trebuie discutată. Oamenii nu sunt educați să informeze, să-și dea zi. Da, mai ales când aduce discuții la asociații și astea, da, chiar că trebuie sprijinit, nu au cunoștințe juridice. Fiecare gospodărie are o bovină, maxim 2-3. Exact. Pe când o vine, ca să fii fermier, trebuie să ai de la 150, 100, 200 în sus. N-ai... Bine, de asta nu mai vreți fi în asociație. Vin cu acea problema e cu... La bovini e problema și întotdeauna la bovini problema asta.
Dacă nu puteți să-mi zbăzi, dacă aveți o statistică cu numărul de bovine pe fiecare sat în parte, chiar o să... Nu, e total comun, v-am spus. Comun. Noi nu ținem evidența pe sat. Bovine avem 290 de capete la ora actuală. Ovinii 4435, caprini 1054 și astea, că suinii, cavalinii, păsări, nu... Dar care este zona unde sunt cele mai multe? Aveți așa idei? Spuneți galerii, spuneți că acolo ar fi zona cea mai... Și acolo ar, și la Vorgești ar putea fi ajutat oamenii ăștia să... Da, noi am lăsat pășunii, dar nu ca formă organizatorică a lor, ca să poată să beneficiază și să beneficieze de subvenții la avia. Știți cum eu simt după aia într-o polemică cu cei care contractează terenul respectiv? Corect. Și atunci eu plătesc, tu ce cauți aici cu lor? Deci trebuie găsit o soluție și pentru ei. Tot problemă ridicată la nivel de pășunii. În momentul în care trupul de pășunii este întabulat și înscris în carte funciară, pășunea, ei concesionează, să zicem, 20 de hectare. Ei, în astea 20 de hectare, nu-i numai pășunii, e și neproductiv, e și tufăriș. Amenajamentul pastoral pentru tufăriș și neproductiv, ei nu vor lua subvenții. El se duce cu contractul cu 20 de hectare, dar apia îi digitizează numai 17 hectare. Pentru că alte 3 hectare sunt alte categorii de folosință care nu intră în subvenția de la Uniunea Europeană. Ei nu înțeleg lucrul ăsta. Zice, doamne, eu am 20 de hectare, 20 plătesc redevență, chirii la primărie, mi-i îmi dai subvenții pe 20. Nu. Tu prin amenajamentul pastoral ești obligat ca cele 3 hectare să le transform categoria de folosință din neproductiv și să le aduci la o categorie productivă, de pășune, ăsta e folosul amenajamentului, iar pe parcursul contractului de 5 ani, maxim 10, tu să-ți îmbunătățești ca să beneficiezi pe parcursul anilor din întreaga suprafață concesionată. Dar tu trebuie să-ți aduci aport. Asta începând cu noile contracte. Cu noile contracte, da. Da, absolut. Da. Pășunea nu va fi disponibilă pentru toată lumea. Suprafața noastră este foarte mică, cerințele sunt mari, unitatea vită mare 0,3 unități vită mare la hectar și calculul nu ne va ieși niciodată. Deci el dacă vine și spune că are 400 de capete, noi nu putem să-i asigurăm necesarul de pășune și îl vom da proporțional ca să încapă nu știu dacă o să poată toți, dar cât e cât. O să facă licitație care plătește. O să facă licitație, dar dacă la 400 de hectare, dăm exemplu, la 400 de oi, da? Zicem că trebuie să-i dai 1020 de hectare. Dacă aduni toate animalele, depășești cele 385 de hectare. Și nu asigur necesarul pentru. Și atunci nu îi dăm 20 de hectare, îi dăm numai 15 ca să intre și altul. O proporție. Domnul... Doamna inginer, v-am ascultat expunerea și am și eu câteva întrebări. În primul rând, la prima întrebare care vreau să vă pun, mi-ați răspuns acum. Sunt parte la numărul de capete. Și foarte mulți. Mai am aici o întrebare. Aveți în expunerea noastră către noi o frază care spune așa: în vederea reglementării perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale. Deci mi-aș dori și cred că și domnii consilieri, colegii mei, să știm exact dacă în contract o să prevedeți perioada în care au voi să intre. Absolut. Oile la pășuni. Deci nu se discută. Acest regulament deci de nu se respectă, doamna inginer, vă spun din experiență. Deci nu se respectă. Credeți că dacă o să fie o hârtie în plus atunci, așa, aprobată de Consiliul Local, ciobenii o să o ai ca de obicei și o să o suspendi. Nu mi-am terminat întrebarea. Da. Avem și sancțiuni în cazul în care ei... Să-mi spuneți mie cine o da sancțiuni în Comuna Gorgești. Nu, dar tocmai aici este problema care mă doare pe mine și bănesc, îi doare pe majoritatea dintre consilieri. Trebuie să-i dăm și o sancțiune. Un avertisment și următoarea 500 lei luați din stat. Nu. De ce nu? Stipulăm de ce, un contract. De ce să mă obligăm să respect un contract? O să stipulăm un contract. Așa, mă un pic. Nu mai are rost să umbli cu contravenții și cu avertizări și cu tot. Îi reziliez contractul. Păi mai bine.
Îi dăm un avertisment. Să zice că odată le-a scăpat. Odată le-a scăpat, nu v-am ajuns. Nu trebuie să mergem așa cu direct. Taxele pe... păi, da, a, e altceva cu taxa, dar... Odată ce nu-și plătește redevența către primărie la 31 decembrie, pentru anul în curs, la 1 ianuarie îi rezilia contractul. Nu respectă durata de pășunat, îi reziliez contractul. Intră în terenurile agricole a celorlalți proprietari, îi reziliez contractul. Corect. Pentru că dacă tot stăm și chemăm și avertisment, e foarte amenzi nu va da niciun primar cât veți fi în Horgești. Rezilierea este cea mai bună. V-ați venit cu cei mai buni. Bune, nu-ți permit să respecti legea, nici eu nu-ți permit să-ți mai las contractul în valoare. Și cu asta basta. Și cum spun eu, îi punem pe toți, să zic, în dorința asta de a-și respecta și contractul și pășunea care o are, să zicem, un aret. Deci concesiunea nu se va face prin licitație până nu Consiliul Local nu va aproba acel regulament. Mulțumesc, doamna. Dar va fi foarte amplu și atunci vor veni toți și mai adaugă ce i-au dat. Dacă te vede dar Ana s-a venit la început ceva. Deci nu știți perioada. Spuneați oricum, nu ajunge terenul și oricum. Nu. Bun, mai ales. Dar nu e un concesiune. Sunt două chestii total paralele. Mă risc eu, nu să risc. Vine un alt următor, s-au încheiat toate contractele și el... La face cașul mare, pe când eu dau bani aiurea. Și au un număr de animale. Nu se mai înțeamnă niciodată. Comuna Hurcești e obligată să facă, să-i mai ofere cumva? Nu, noi am avut oameni din Comuna Hurcești care au concesionat pe pășuni de la Tama. Mașă de la părinți. Hai că așa dai mintit din cum îi zbam. Până poate veni, doar după ce expiră de nou. De asta nu trebuie să o facem pe 10 ani. Mașă de 10 ani, dar nu e obligatoriu să o facem pe 10 ani. Mulțumim, doamna ingineră, pentru precizări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Avem împotriva, abține. Am înțeles că sunteți cu toții de acord ca întrebări și interpelări să rămână pentru ședința următoare. Cu toate acestea, o să vă rog o secundă, o să vă rog, domnul secretar vrea să vă citească un document primit de la preotul paroc Cucu Petru. Vă rog frumos să-l ascultați cu atenție că e ceva acolo care eu l-am citit și da, vă ascultăm, domnul secretar. Deci, este vorba de o sesizare făcută de preotul paroc Cucu Petru. Dumnealui a dorit ca această sesizare să fie adusă în fața și informat Consiliul Local. Eu am să-i dau citire exact cum a fost formulat. Da, și până, mă scuzați, domnul secretar, până când o să avem ședința următoare, punctul acesta întrebări și interpelări, dumneavoastră ca și consilier puteți să vă gândiți să analizați cele ce o să-i spune domnul secretar și să avem o discuție atunci pe tema asta, prin care să stabilim exact ce și cum vom hotărâ. Da. Aveți cuvântul, domnul secretar. Cu deosebit regret, suntem nevoiți de a vă aduce la cunoștință o situație neplăcută, persistentă de mai mulți ani în satul Sohodor, comuna Horgești, legată de cimitirul ortodox, pe care îl administrăm și care este ținta unor abuzuri repetate din partea unor culte neoprotestante, în special cel pentecostal, care îngroapă persoane decedate în cimitirul menționat, fără a avea acordul nostru, uneori în morminte în care au fost înhumați în trecut ortodoxi trecuți la Domnul, fără a ține seama de legile și regulamentele în vigoare referitoare la aceste specie, nici de regulile de bun simț sau de bună conviețuire, sfidând permanent apelurile noastre de a înceta cu aceste practici și folosind amenințări verbale repetate de un caracter grobian asupra celor care le atrag atenția asupra ilegalităților săvârșite. Mai mult decât atât, pe lângă cele menționate mai sus, în mod paradoxal, majoritatea mormintelor aparținând membrilor acestor grupări, deși dorite cu ardoare, nu sunt îngrijite periodic, așa cum este necesar și firesc, ci sunt lăsate în voia sorții. Argumentele pe care le folosesc aceste grupări religioase pentru a justifica abuzurile se referă în special, pe de o parte, la permisiunea pe care au primit-o în anii 90 de a îngropa membrii decedați în cimitirul ortodox în lipsa altui cimitir, iar pe de altă parte, consideră că au dreptul de concesiune asupra mormintelor care au aparținut membrilor familiilor care au fost ortodoxi. Referitor la cele enumerate mai sus, precizăm următoarele. 1. Conform reglementărilor legale, orice înmormântare, deshumare, ori lucrare de împrejmuire sau intervenție asupra unui loc de veci se face cu informarea și acordul administratorului. 2. Legea cimitirilor 102 pe 2014 specifică la articolul 19 litera B
că se pierde dreptul de folosință a unui loc de veci după o stare de neîngrijire de 2 ani. 3. Articolul 39 din Regulamentul pentru Organizarea și Funcționarea Cimitirilor Parohiale din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române arată că în cimitirile parohiale pot fi mormântați și neortodoxi doar dacă nu există un alt cimitir. Articolul 4. Articolul 40. Articolul 40 al aceluiași document precizează: dacă unul dintre concesionarii unui loc a trecut de la un cult creștin ortodox la alt cult, nu mai poate fi mormântat între decedații ortodoxi și pierde dreptul său de concesiune asupra acelui loc de mormântare. 5. Datorită faptului că în urmă cu mai mult de 12 ani a fost înființat un cimitir pe raza satului Sohodor pentru cultele protestante, nu există niciun fel de obligativitate ca membrii neortodoxi să fie înhumați în cimitirul ortodox. În consecință, aduceți pe analiza dumneavoastră această situație și solicităm ca prin hotărârile Consiliului Local sau altă formă oficială și eficientă să dispuneți și să comunicați cultelor religioase indicate interzicerea imixtiunilor și a practicilor ilegale menționate, precum și respectarea reglementărilor statutare specifice. Semnat preot paroh cu cupetul. Și cum l-a schimbat pe el aici, domnul secretar? O secundă, domnul Vrânceanu. Eu nu pot să chem pe nimeni în... Noi în momentul de față, domnul Dudulică, noi în momentul de față nu putem să luăm nicio hotărâre în privința asta, să ne dăm cu părerea. În momentul de față lipsesc două piese din ședința noastră. Domnul primar, care reprezintă Consiliul Local, și mai avem nevoie și de părintele preot să ne prezinte situația. Plus părintele preot la Pentecostal, care este consilier. Trebuie să vină toată ziua. N-are rost să facem noi acum. Dar încă nu cresc cu florile, ca lumea să înceapă. Acolo e teren agricol, ca să știți, e aprobat teren, tot. Da, pe dacă n-am vrut să mai ia... Domnul Gasilier, vă rog, rămâne... Cultivul om. Nu-i din amea că o să folosește de el locul. Dar n-avem cine vorbi. O luăm bani și acum... Și acum n-avem nici reprezentantul. Declarăm închise, da, n-avem nici reprezentantul.